Bună ziua, dragi, sunt foarte bucuros, mă aflu în Moscova astăzi. Avem dorința de a schimba lucrurile în țară. Suntem unicul concurent electoral, fără foști deputați și miniștri, de care cetățenii au obosit, cred că, în ultimii 30 de ani de zile. Avem un program foarte clar ce ține de pașii, fără care Republica Moldova nu poate să aibă un viitor. Noi problema numărul unu în țară, că în 30 de ani de zile nimeni nu a ridicat întrebarea să elaboreze un plan de dezvoltare a țării. Avem absolut un haos total în economie, în agricultură, în medicină. La noi satele astăzi practic dispar din cauza că practic nu au nicio activitate. La noi au dispărut școlile profesioniste tehnice fără care nimeni în țara noastră n-a să poată face nimic. La noi astăzi avem 1 milion de cetățeni care muncesc peste hotare, ca cei care lucrează în diasporă să aibă dreptul o dată în 5 ani să aducă un automobil în țară și de vamarea să fie gratis. Oamenii din diasporă merită o susținere cât de mică, deoarece dacă nu erau cei din diasporă, Republica Moldova ca stat dispărea mulți ani în urmă. Noi am pregătit un proiect de lege ca 5% din vânzarea țigărilor și băuturilor alcoolice să meargă în cont direct pentru susținerea tineretului și sportului în țară. Eu vreau ca la nivel de țară să fie așa cum am făcut eu în Bălți, când pensionarii timp de 2-3 ore dimineața și 2-3 ore seara merg gratis cu rutierele. Chiar fiind în opoziție, lucrurile pot fi mișcate înainte. Astăzi noi pretindem să facem regulă la nivel de țară. Stimați drochieni, deci pe 11 mergem să-i penim. Vă mulțumesc! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Noi venim să-i penim.